Un primar din Gorj nu se teme de plata facturilor la curent. Ion Ciocea a știut din timp să-și gestioneze situația în primăria pe care o conduce, pentru ca acum să nu simtă creșterile exagerate. Am avut norocul că am întâlnit persoane specialiști consultanți care acum 3-4-5 ani mi-au dat idei, m-au învățat și am avut curajul să fac o finanțare prin FRI, să-mi creez, să-mi produc energie la nivel de comunitate. Și am făcut un parc fotovoltaic de 390-396 megalică, 396 de kilovatură. Vreau să vă spun că am fost atât de criticat de unii din consilieri, că am luat bani și am cheltuit și nu bani cu comunitatea. Era normal și firesc. Să acești oameni să întrebe, să citească, să vadă care e legislația, pentru că așa este. Când eu produceam și vindeam megavatul cu 160 de lei, mă obliga CEZ-ul să-l cumpăr cu 333 de lei. Ia cât de ce raportul 1 la 3. Ei, dar uitați că a venit, sunt unul din oamenii care am insistat la mulți consilieri, la NR, consilierii personali, la diferiți parlamentari, prin care să modificăm legea producerea energiei, de la 160 de lei pe mega, am încheiat cu data de întâi un contract cu 410 lei. Atenție, de la 160 la 410 lei megavatul și îl cumpăr eu cu 388 de la ceva. În schimb, critică lipsa de reacție a guvernanților în timp ce populația se înneacă în facturi și majorări de prețuri. Pot să spun că la energia electrică, pentru mine ca primărie, este un lucru pe care e o normalitate și nu o să am probleme. Dar e dureros când te gândești ce vor face aceste instituții, acest agent economic, ce fac oamenii, cetățenii. Deci, eu vreau să vă spun că acești parlamentari ar trebui să înțeleagă că lumea merge, așteaptă, suportă, dar va veni, cred că probabil când se lua de mână, să punem în gata și vor ieși în stradă. Nu se mai poate, e clar. Eu văd ce spun la televizor. Ei stau bine fotorii, nu știu decât să jignească, nu știu decât să acoperă unul cu altul. În schimb, pe ei o duc bine, foarte bine, sunt băgate în anumite comisii, au anumite lucruri de rezolvat. Și așa că noi, și eu și dumneavoastră, și toți cetățenii României, ajung la insuportabilitate. De astăzi și plata ratelor va fi o piatră de moară, robor atingând valori istorice.